să mergem la doctorul în bucătărie, șef Iosif Ștefănescu. Să trăiți, doctore! Bine, să trăiți, domnul doctor! Bine, doctore. Doctori aici! Doctori, doctori, doctori în bucătărie! Doctor, bravo. Iată, o salutare pentru mama, pentru tata la Buzău! Să rămână mama, să rămână tată! Asta vreau să zic și eu! Perfect, să rămână mamă, să rămână tată. Și în același timp aș vrea, dacă se poate, doctore, să o salut pe sora ta, că am interacționat cu ea, doamna doctor de dermatolog de la Buzău. Poți să o salut și eu? Doctorița Roman. Salut-o și ai nevoie de ea. Vezi că e șmecherie mare de tot, doamna Roman. Măi, și deci am vorbit cu doamna Roman, doctorul dermatolog de la Buzău, sora lui Marius, și super eficient. Cine începe? Ea e deșteaptă ca mine. Congrese, pe la astea. Da, 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 pleacă chiar acum la un congres. Domnul doctor a făcut ceva magie cu apa, ne-a arătat în câte culori poate să se facă o apă absolut normală. Și eu am ținut să vă mulțumim lui domnul doctor că ne ține sănătos și am pregătit la sugestia lui ceva cu multe roșii. Da. Este sup de roșii? Nu, este o supă, un gazpacio. Adică? Păi zic cum să facem asta. Adică luăm o ciorbă la pahar. Da, e o ciorbă la pahar, o supă rece. E rece. Ținută la frigider, care este absolut senzațională în perioada asta. Da, e bună pentru perioada. Deci cum ai făcut-o pe asta? Deci se iau roșiile, se mondează, deci se curăță de pieliță și de semințe. Se taie în cuburi, la fel ca castravetele, ardeiul roșu. Ceapa. Deci cu salată de roșii, mamă, ce bună. Așa și? Ceapa, se poate pune și un cățel de usturoi. După aia, într-un vas separat, amestecăm un pic. Eu am folosit un oțet de orez la asta, pentru că e un pic mai light, nu este atât de acid. Și am amestecat cu zahăr, oțet și un pic de sos Worcester. Și un pic de pastă de ardei iute. Am pus eu că îmi place un ușor picant. Astăzi, se face ca o marinadă. Astăzi gătim fără carne. Fără carne și cu verde. Și nu numai la sugestia domnului doctor. La ProTV. Tocmai de aia, pentru că eu am încercat să fac așa o linie mediană. Domnul doctor mi-a recomandat ceva. Apoi pentru colegii noștri de la ProTV a trebuit să pregătesc ceva, un meniu vegetarian, pe care am ales să vin să vi-l și prezint cu ocazia asta. Adică ce ți-a mai rămas, ne-a adus nouă. Din fericire nu a rămas nimic. S-a mâncat tot asta, a fost salvat de la bun început pentru voi. Deci a fost de la început o primă. Da. Și la felul 2, ca și supă, nu vă săturați cu aia de roșii, am pregătit o chestie verde. Băi, vreți să spun ceva? Tot la pahar. Dacă aș ști să le fac, eu cred că în fiecare zi aș vrea așa ceva. Și eu. Și nu ați gustat încă ăla, pentru că ăla este o supă rece de castravete cu iaurt. Soia, domn doctor. Cu soia. Lapte de soia. Interesant. Cu soia, domn doctor. Măi, e mai bună asta. Soia. Eu recunosc, da. E bună și aia, da. Acum, ce vreau să spun despre roșii. Roșiile sunt foarte bune pentru rinichi, dar dacă combini roșia cu brânza, nu este sănătos pentru rinichi. Dar de ce? Faci pietre la rinichi. Roșia cu brânza? Da. Păi mâncarea românului. Știu. Roșie, brânză, castraveți. Brânza are foarte mult calciu. Doamne, cum brânza se are foarte mult calciu. Roșia are foarte mult oxalat. Când le combini, dacă ai predispoziția genetică să faci pietre, poți să faci pietre doar în combinația asta. Dar roșiile au foarte multă apă. Apa te hidratează și uite cei de bere. De ce să nu-ți faci niște gazpacio, supă din asta acasă? Da? Da, parcă nu merge cu chipsuri, știi, roșii. Cum să nu? Măi, șef, nu-ți cunoști potențialul. Bun. La felul 2, am ales să vă pregătesc un steak. Un steak de conopie. Pe care îl voi acompania cu un ratatouille. Băi, șef, dar foarte gustos, serios. Adică, da, neașteptat. Este când spui de un meniu vegan. Se vede că ești în echipa de la Masterchef. Te ocupi să cauți concurenții sau asta. Băi, e senzațional. Foarte bună asta de roșii. Da. Iar? Deci ce ai adus aici? Acolo, este un steak de conopidă. Conopidă, da, tot la sugestie. Uite ce bine arată. Zici că e un rinichi. Da. Zici că e un rinichi. Pentru că domnul doctor poate să ne confirme. Granda suprarenală pe deasupra, da. Domnul doctor poate să ne confirme că multe alimente ne redau forma organului pentru care sunt recomandate. Nu cred asta. Da. Este recomand, adică, de exemplu, dacă mănânci fasole, fasole este bună pentru rinichi, pentru că arată fix ca o rinichie. Dacă mănânci brocoli? Brocoli nu știu pentru ce este bun, dar pot să spun despre e nuci. E ceva ce nu știe domnul doctor. Nu ca creierul. Seamănă, știi? Adică sunt niște lucruri asta care nu sunt știți, pentru sunt bune pentru conopida, e bună pentru orice, dar mai ales pentru de conopida. Conopida pe care am tăiat o partea din mijloc, am lăsat-o întreagă, am fiert-o, am opărit-o în apă cu sare, după aceea am făcut-o ușor la grătar și am marinat-o cu o pastă de ardei roșu. Iar de desubt avem un ratatouille, care este o tocăniță de legume cu specific mediteranean, mai exact din Franța, în care găsim roșii, ardei, ceapă roșie, dovlecel și am pus și măslin.
Este o chestie foarte sănătoasă și am încercat la de roșie, este fabuloasă. Gaspaciu. Și acest gaspaciu poate putem să-l îmbunătățim și cu pepene galben. Dacă în amestecul de care vi l-am spus mai devreme punem și câteva cubulețe de pepene galben, vom avea mai multă savoare și mai multă aromă. Dați un cuțit, vă rog frumos. O aromă fructată. Steak-ul de conopidă. Practic ai luat o conopidă și ai pus-o în tigaie, nu? Nu, este ușor blanșată înainte. Putem să o tăiem. Ce înseamnă și blanșată, șef? Este opărită în apă cu sare. Da. Deci practic o pui în apă cu sare. În apă cu sare o fierbem până cam pe sfert așa și după aceea ea se mai gătește și în timp ce o facem la grătar sau la... Putem să o băgăm și la cuptor, dacă e după ce o prăjim pe ambele părți, dacă nu avem un grătar tradițional pe cărbune. Asta e. Asta, dar miroase a gaz. Păi n-are de unde. De la... Aoleu. Nu miroase de gaz de gaz de aici? Nu. Miroase... Ia, doctore, să vezi. E bună. Da, să nu... are un gust așa, da. De gaz, a? Nu, este de la grătarul ăla, cred. De grătarul, da. Ai pus-o pe ceva, deci... Nu, am gătit-o pe grătarul de cărbuni. Ah. De nimic altceva. Poate a fost grătar nou și a fost... Nu. Doctore, dacă este măcar n-am doi în acea sală. Și după ceva v-am mai pregătit o brânză tofu, o brânză vegetală, pe care o voi servi cu un sos de teriyaki, cu ciuperci și taki și cu o mazăre... Ce ai făcut acolo, șef? Ce pune? Soia. Uh-huh. La săptămâna verde. Și da, ce e pentru săptămâna verde. Și pentru rinichi. Și aici avem o mazăre, asta sigur o să-ți placă. Cătălin, este păstaia de mazăre, dar foarte tânără, foarte fragedă. Nu, doctore. Mazărea e bună? Orice este verde e sănătos, orice plantă verde. Are foarte mult antioxidanți. N-a pus sare, foarte bine, ca să nu facem pietre la rinichi. Am spus că prea multă sare face pietre la rinichi. Dar și lipsa sării îți face rău, nu? Nu trebuie, sodiu este elementar vieții. Dar este așa, trebuie să stăm undeva în 5 grame pe zi. E, acum să vedem cum e, că tofu ăsta este sărat de când a fost el făcut. Păi echilibrăm. Și sosul teriyaki la fel. Ce ți-ai întrecut pe tine, aș putea spune? Încerc în fiecare săptămână să mă întreb. Săracu, de dacă nu reușesc. Cum îi dau eu lista de ingrediente, aia cred că îmi zice ceva așa în gând. Dar numai că săptămâna asta n-a ascultat doar de mine. Da, trebuie să mă mulesc pe mai multe doreanțe. Și aici avem tofu cu sosul teriyaki. Mă, ia să iau asta dacă... Conopida aia? Ia, gustă-și un pic din aia să vezi. Deci se simte gustul de fum. De grătar. Aha, fum de grătar, da. Este fum de grătar, pentru că am făcut-o pe un grătar cu cărbuni. Și asta este tofu cu? Tofu cu sos teriyaki și cu shiitake mashu. Takimashu? Ce takimashu? Niște... E bună. Dulce acrișoare. Da. Sunt niște ciuperci asiatice. E bună. Care sunt foarte, foarte pregnante și foarte... Sunt delicioase în combinația asta. Îmi place foarte mult. Și asta subscriu, să știi că este foarte bună conopida, dar are gustul de grătar. Deci am simțit noi ceva. De lemn, de... Ia, deși lu scărla mic. Poate crește și lui părul. Aici? Bun, aici avem un humus. Pentru că, de ce? Eu, ținând cont de vremea toridă de afară, m-am gândit să mă mulesc pe meniurile țărilor care au fost, prin tradiție, în zone călduroase. Așa că din India am adus un curry vegetal. Băi, tare mă, deci n-ai ce să zici, deci ce e lui, a lui. Domn doctor, te rog frumos. Unde să le mai punem? Un curry de legume. Asta e sărat, pentru că așa e soia și e foarte... Și tofu este sărat. Da. Aici avem un curry de legume, în care, iar este preponderentă ca și legumă, conopida, pe care a fost recomandată de domnul doctor. Da. Care vine din zona Indiei. Ca și preparat. Condimentul. Aici avem din zona mediteraneană. Avem un lentil casserole, o casserolă de linte roșie. Pe care am făcut-o cu, bune, da. Da, cu ceapă, cu ardei roșu și cu cremă vegetală, smântână vegetală. Și am aromatizat-o, sare, piper, ceva foarte simplu. Foarte gustoasă. Foarte bună și asta, foarte bună. Și aici bună. Avem un orez cu un mix de ciuperci. Asta din ce zonă e? Pe care asta e, aș putea să o recomand și de România. Cu excepția orezului, care e un orez basmatic, dar care mie îmi place foarte mult. Dacă în schimb, toate... noi din România era pilaf. Nu, asta e un orez care așa se servește cu bob. Am folosit trei tipuri de ciuperci care se găsesc în România. Adică am porcinii hribii, ciupercile pleurotus și ciupercile șampiniu normale.
și le-am aromatizat cu un pic de trufă, trufă care se găsește de la fel în România. Iar aici avem un humus tradițional care vine din zona mediteraneană, tot o zonă călduroasă cu preponderență ca și climat. Iar aici avem un humus cu ardei copt. Și burgerul? Ca să uită la el, Cătălin. Înțeles. Îmi cer scuze, de asta uitasem. Aici am pregătit un burger vegetal, care l-am pregătit special pentru săptămâna verde. Oprișana astăzi. Nu, da, ce-a pierdut Oprișana azi. Murea de deci foame. Cătălin Oprișana astăzi avea... Aici este, chiar vă recomand, este un hamburger care este făcut preponderență vegetal. Deci avem cartof copt, cartof copt, mazăre, porumb, un pic de ardei roșu, toate sotate amestecate împreună și am obținut acest hamburger. Doctore, la tine care e preferatul tot aici? De departe, această supă rece. Și eu aici, la fel. Doamne ajută. Doamne ajută, apoi? Apoi, ce avem aici, șef? Lentil, linte roșii. Da. Și asta. Da. Apoi avem... La mine orezul, dar n-ai gustat. N-am gustat din orez. Și să mulțumesc, dar nu mai am unde să le pun. Da, măi, șef, gătești impecabil, mă, da? Adică eu aș mânca, probabil că m-aș îngreșa foarte mult dacă aș sta pe lângă tine. Șef, pâinea lui Dumnezeu. Deci pâinea lui, exact, ta. Pâinea lui Dumnezeu. Noroc cu soția, noroc, cu, ce noroc are soția ta. Dacă nu fac acasă nimic. Mai, nu? Cum, când să fac la 12 noaptea când ajung acasă? Păi, te duci cu mâncarea direct de la restaurant. Te duci cu mâncarea direct de la restaurant. La pachet? Da. Nu e la fel. Scârlă, ești foarte tare și tu, pentru că totdeauna un șef are o mână dreaptă, iar șef Iosif Ștefănescu vine în fiecare miercuri pe la noi, oameni buni.